Salutare, bine v-am găsit reședința semizeilor miniclip. Iată. Intrăm direct în pită. Madrid, Plaza Mayor, Plaza Mayor, Plaza Mayor, Plaza Mayor, Plaza Mayor. Eveniment 20 de ore și 23 de minute și 40 de secunde. Foarte rău, pierd. Costă 20.000 prima intrare în runda 1. Premiul mare 700.000 în runda 2. Get a ring. Nu știu, acest mesaj mi se pare destul de ciudat. Get a ring. 0 din 5 wins. N-am reușit să câștig nici cum acest campionat. Am pierdut niște chestii înfiorătoare și acum filmez această rundă, dacă câștigăm sau nu. Pentru că dacă le filmez pe ambele, durează aproximativ 20 de minute și nu am spațiu. 243. Am lovitura de începere. Îmi era dor de voi, îmi este dor de voi. Aici, prin casă, fără oameni, este destul de bizar. Încercăm să ne conținem emoțiile, pentru că biliardul online, mini pool, aici la reședința semizeilor, este despre controlul emoțiilor. Dar a conține emoțiile este totuși un alt proces. Pentru că se poate să simți, nu? Să simțim cu toții emoții pe care le putem controla, dar pe care nu dorim neapărat să le conținem, să le ingerăm, să le avem. Și iată că acest galben nu va intra în sistemul bateria. Oh, oare? Nu. Și nu, da. Și mi-am pierdut ideea. Iarăși m-am luat cu vorbitul. Ai nula. Ainulah nu va pierde, joacă cu Black Hole Q, o gaură neagră, o mare gaură neagră, un tac bun, expert. Nu știu de ce vorbesc așa, în loc să vorbesc altfel. Deci interacțiunea umană, fără interacțiune umană, trebuie să ne preparăm pentru eforturi sporite în a ne focusa pe ceea ce este recomandat să facem în aceste clipe. Sper că v-ați dat seama că nu mă joc în continuu. Nu în această pandemie, nu mai am miză să mă joc atât de mult. Am avut o perioadă în care m-am jucat destul de mult, mă jucam și 2 ore în continuu. Ainulah, poate bagă bila, 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 bila. Nu, no. Nicio șansă, nicio șansă. Acum poate pune bila albă, dar nicio șansă. Pentru că va da spin, dreapta puțin sus. Sau forța. Hopa! Ce minunat și aici se încheie parea mea la această Madrid, Plaza Mayor, e ceva de nedescris. Pot încerca să mai intru în prima rundă. Am 1.111.836 de monede. Îmi permit să dau 20.
Iată. Da. Deci m-am chinuit să spun vreo 5 meciuri, ceea ce mi s-a părut că e suficient să-mi dau seama că nu sunt în formă. Pentru că, din câte am observat, după două meciuri trebuie să-l câștig pe al treilea. Am un algoritm destul de imbatabil, dar îl aveam pentru că acum nu-l mai am. Zul. Îl avem pe Zul din Malaysia. O țară. Mereu m-a intrigat Malaysia. Când eram mic, credeam că acolo crește mălaiul. Mălăieși în călcâieși. De ce nu vrei să ne leși? Zul s-a încurcat puțin și a sfeclit-o. Scratch the white ball. Scratch the white ball, white boy. Nu este poza lui, este o poză. Nu știu cine a făcut grafica. Grafica pentru aceste avataruri. Dar asta mi se pare jalnică. Deci dacă vedeți acolo buza, ochelari, ua, tai, 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 ha, ha, ha. Bun. Să ne concentrăm la joc. Poate acum voi face o finală și se termină, de fapt, capacitatea de înregistrare a acestei eroice tablete care duce tot greul. O mișcare. Pompiliu Caragea. Da. A, eu sunt, vă dați seama ce concentrat sunt, pentru că, de fapt, pornesc de la premisa că voi pierde. Nu știu de ce, ce mecanisme psihologico-emoționalice, ce se întâmplă, încât eu sunt convins că voi pierde. Și, cumva, inconștient, fac. Adică pentru mine jocul, de fapt plăcerea este să. Uite, îmi mulțumește, mersi. A fost intenționat, dar nu ți-ai dat seama. Nu ți-ai dat seama, Zul. Eu sunt, eu, vezi, fac pe prostul. Uneori, plăcerea jocului vine din a face pe prostul. Să vezi ce mai face adversarul. Să-i vezi skillurile. Dacă faci numai pe deșteptul, nu mai vezi adversarul. Nu mai progresezi. Deci nu vei fi cel mai deștept pentru totdeauna. Dar Zul, n-am reușit să-l distrag. De fapt, nici n-am vrut. Dar poate pune bila albă. Depinde de spin. Da. Deci, cum ar veni aceasta a fost a doua înfrângere și de dragul suspansului voi face un Shanghai de 1.000.000. Deci miza cumva nu-i all-in Monaco, ci Shanghai. Revenim, a fost o scurtă cădere de memorie de ce au fi fost. João Gabriel. Să fie din Brazilia. Este din Brazilia. O țară discutabil, discutabil, discutabil ce se petrece. Tinerețe. Multă. Deci Shanghaiul a fost compromis. Deși João Gabriel
și a blocat Bilamov. Vitalitatea braziliană, iată João Gabriel și prietena lui. Da? Procente, mă rog, am acest hobby să mă mai uit fiecare. Îmi pot da seama din cifre de foarte multe chestii. Bun, probabil roșu, nu? Nici roșul nu este foarte confortabil. Aș fi mers la verde, dar... Oh! Oh! Sunt curios cum scoate Bilamov. Da, să dea în verde. Să bea cu Bilamov în verde. Și-am mai dat un răgaz. João Gabriel, dar... Nu știu ce faci tu la Bilamov. Deci, aveam 1.000.000, am 2. Ha! Iată, deja pe aceste mâini care n-au fost vreodată atât de curate. E, dacă aș putea să îmi clătesc și sufletul. Da. Nu, focusare, exerciții, flotări, biliard, tot ce presupune mâncare, igienă. Victorii. Dar nu. Dacă tot am pierdut de două ori, îl las pe João Gabriel să câștige din bagă Bilalbă, nu. Da. Ei bine, cam asta este și starea. Achieve mântului everyday, zilnic, că ce pățim, ce primim, ce va fi, ce se întâmplă. Ne vedem!